Ossia romana. Bună ziua! Bună ziua! Bună Bună ziua! ziua! Da. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua!
posibil. Da, hai când este sub. Amém. Dê-me um escão. Dê-me um escão.
E ok acum? Ok. Putem începe? Da, sigur că ai dat unul la microfon? La mai aici? Nu, numai de la vânt. A, deci doar de pe telefonul meu. Ok. Ok, este funcțional, da? Da. Salut, mâna doamnelor, bună ziua domnilor. Scuze pentru mica întârziere cauzată de unele probleme tehnice. În baza dispoziției numărul 485 din 11 decembrie 2020, președintele Consiliului Județean Constanța a convocat această ședință de consiliu, pe ordinea căreia se află 25 de proiecte, avem două proiecte suplimentare pe această ordine de zi și alte 25. Am să o rog pe doamna secretar, pe doamna Belu, să facă prezența. Da. Dumneavoastră mă auziți? Da, da, te auzim. O să vă rog frumos, sunt unele probleme tehnice, o să vă rog frumos, dacă se poate, să vorbiți puțin mai tare. Ok, deci am să rog pe doamna Belu să facă prezența, inclusiv dumneavoastră, da. Să vorbiți puțin mai tare. Da, bună ziua. Domnul președinte este plecat la o întâlnire cu președinții Consiliului Județean și nu este prezent. Domnul Bădina? Prezent. Doamna Bercaru? Domnul Bola? Prezent. Domnul Bucovală? Prezent. Domnul Chiriac? Domnul Ciobănel? Prezent. Domnul Ciobanu? Domnul Ciobanu? Prezent. Prezent. Doamna Constantinescu? Prezent. Domnul Cușoveanu? Domnul Cușoveanu e prezent? Domnul Marian Cușoveanu este prezent? Se vede. Domnul Cușoveanu, ne auziți? Domnul Dima. O secundă, vă rog. Prezent. Haideți să mai avem. Domnul Cușoveanu, ne auziți? Dați-mi telefon, măi. Scuze, am avut o problemă tehnică, prezent. Ok, deci da, domnul Cușoveanu este prezent. Domnul Dima? Domnul Donțu este prezent. Acasă. Domnul Dordea? Doamna Dordea. Prezentă. Doamna Dordea, scuze. Domnul Dragan? Prezent. Este prezent, da. Doamna Dragnea? Prezentă. Da. Domnul Ienciu? Prezent. Domnul Filipescu? Prezent. Domnul Jaffer? Prezent și eu, bună ziua. Mulțumim. Doamna Gheorghe? Bună ziua, prezent. Domnul Gima este prezent. Domnul Guteanu? Prezent. Domnul Ilie? Prezent. Domnul Mârșu? Prezent. Domnul Mârșu? Prezent. Domnul Nedelcu? Prezent. Domnul Negoi? Prezent. Domnul Opreanu? Domnul Palas? Prezent. Prezent și domnul Palas. Domnul Petre Marius? Prezent. Domnul Bărbulescu? Prezent. Domnul Popa? Prezent. Domnul Rizea? Prezent. Prezent. Prezent, da?
Doamna Piergiu? Prezent. Domnul Senopol? Domnul Senopol? Domnul Senopol, sunteți prezent? Cred că se sună cineva să-i spună acesta, domnul. Este prezent, dar nu are microfonul deschis. Domnul Tănase? Prezent. Doamna Topolov? Prezentă. Domnul Tutuianu este absent și domnul Zahariuc? Prezent. Prezent. De 35 de consilieri sunt prezenți. Ședința este legal constituită. Dragi colegi, mulțumindu-vă încă o dată pentru prezență și pentru răbdarea de care ați dat dovadă față de noi. O să dau citire celor două proiecte aflate pe ordinea suplimentară și discutăm de proiectul numărul 26, proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Constanța, și proiectul numărul 27, proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Constanța în Consiliul de Conducere al Fundației Județene pentru Tineret Constanța. Vom supune cele două proiecte, vom supune la vot aprobarea listei suplimentare, după care vom supune la vot întreaga ordine de zi. Cine este pentru? Mai sunt de votat? Mai sunt colegi care trebuie să voteze? Mai avem doi colegi care nu au votat ordinea suplimentară? Mie nu mi-a apărut deocamdată nimic pe ecran. Rugămintea mea o să fie să vă deconectați și să vă reconectați în aplicație pentru a vă apărea votul. Votul. Domnul Riza nu are. Domnul Ciobonel s-a deconectat și se reconectează. Și domnul Riza a votat. Bun, supun la vot întreaga ordine de zi. Să voteze? Ați dat drumul la vot? Nu. Vă rog frumos, deci acum vom vota întreaga ordine de zi. O să vă rog frumos să-mi dați și numărul de voturi ca să le pot. Sau, ok. Mai avem trei colegi care nu au votat încă. Am închidat.
Am reușit și eu. Scuze. Vă mulțumim. Da, da. Îmi cer scuze o întrebare. Această ședință o transmiteți live? Că pe pagina de Facebook nu apare. Nu, că colegii de la tehnic îmi spun că momentan nu. Se va... Ulterior va fi postată pe pagină. Okay. A fost aprobată ordinea de zi. Da. Vă mulțumesc mult, dragi colegi. Trecem la primul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului Județean Constanța, desfășurate la datele de 27 noiembrie, respectiv 2 decembrie 2020. Suntem pregătiți pentru vot? Vă rog frumos să votați. Haideți, închideți votul. Da. Dar vă rog cum să-mi spun și câte voturi a fost ca să... Proiectul a fost aprobat cu 33 de voturi pentru. Vă mulțumesc mult. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind desemnarea administratorului special al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța în cadrul procedurii speciale de insolvență. După cum știți, fostul administrator special, domnul Lungoci, în urma alegerii sale ca și membru în Parlamentul României și-a depus mandatul. Urmarea acestei demisii, președintele Consiliului Județean vă propune spre vot persoana domnului Dan Marin, inginer din cadrul regiei, o persoană cu... Scuze. Dan Iulian Marin, mă iertați. O persoană cu foarte multă experiență în domeniu. Vom da drumul la vot. Confirmarea cele două legi s-a terminat. 33 de voturi. Proiectul de hotărâre 1 nu este cu procesul de... Da, și ați avut 33 de voturi pentru. Nu intrați în panică, vă rog. Deci a apărut buletin de vot? Încă nu primit acum. Nu. Da. Pentru al doilea nu? Imediat. Dacă sunt al doilea propuneri. Scuze. În afară de propunerea președintelui, mai sunt și alte propuneri? Nu. Ok, dăm drumul la vot. N-a apărut buletinul. Imediat. Nu știu dacă s-a votat, dar la mine nu a apărut. Nu s-a votat. Nu apare buletinul de vot. Nu apare buletinul de vot. Dacă aveți puțină, am o rugăminte. Conexiunea la internet momentan este destul de slabă.
Avem probleme la partea aceasta. Inclusiv eu abia acum am reușit să mă conectez la tabletă, până acum am mers de pe telefon. Este o problemă efectiv de conexiune la internet. Rugăminte să avem puțină răbdare și tehnicul va soluționa. Doar puțină răbdare vă solicit. Atât. Vă mulțumesc mult. Acum a apărut și posibilitatea de a vota, așa că o să dăm drumul, vă rog frumos, la votul pentru proiectul numărul 2. Sunt colegi cărora nu le-a apărut. Mie. E nevoie să ies din nou? Vă rog, doamna Bercaru, deconectați-vă și reconectați. Da, da, da. Vă mulțumesc. Sunt colegi care nu au putut vota? Ați reușit, doamna Bercaru? Doamna Bercaru, ne auziți? Ok, cu permisiunea noastră avem 33 de voturi pentru. Avem 30 de voturi pentru, 1 împotrivă și 2 abțineri. Proiectul a trecut. Trecem la proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului județului Constanța în cadrul adunării generale a Asociației Grup de Acțiune Locală Constanța Centru. Vă rog reprezentanții partidelor politice să facă propuneri. Partidul Național Liberal. Pot să zic din partea USR Plus? Numai puțin să vedem dacă okay. Din partea Partidului Național Liberal. Din partea Partidului Național Liberal, domnul Costel Cătălin Ilie. Costel Cătălin Ilie. Din partea PSD. Nu avem propuneri. Nu avem propuneri. Din partea USR? O propune pe doamna Tudora Mădălina Emilia, care este inginer în tehnologia produselor, absolvent a Facultății Dunărea de Jos Galați și lucrează ca auditor și consultant în industria agroalimentară. Tudora Mădălina? Tudora Mădălina Emilia. Emilia. Vă mulțumim mult. Mulțumesc. Din partea PMP? Nu avem propuneri. Vă mulțumesc. Din partea Pro-România? Din partea Pro-România îl propun pe Drăgan Leonard, cu experiență în domeniu și mai ales în atragerea de fonduri europene. Vă mulțumesc. Domnul Drăgan Leonard. Putem da drumul la vot? Da, mai trebuie votat. Da. Leonard, perfect. Vă mulțumesc.
Sunt colegi care nu au putut vota? Nu văd. Vom mai aștepta aici, mai sunt 22 de persoane care trebuie să voteze. Vă mulțumesc mult. O să vă dau numai voturile exprimate, voturile valabile, favorabile fiecărui candidat. Pentru propunerea PNL am avut 5 voturi pentru, pentru propunerea USR am avut 20 de voturi pentru, pentru propunerea Pro-România am avut 5. Deci a fost votată doamna Tudora. Mădălina Emilia. Tudora Mădălina. Vă mulțumesc mult. Trecem la proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului județului Constanța în cadrul adunării generale a asociației Grup de Acțiune Locală Constanța Sud. Am să rog din nou liderii de grup să facă propuneri și voi începe cu Partidul Național Liberal dacă au propuneri. Nu au. Partidul Social Democrat? Nu au. Păi voi ruga pe colegii de la USR. De la USR Plus îl propune pe domnul Pascu Lucică Ilie, care este absolvent al Facultății de Economie a Industriei Agricole și Alimentare de la SE București și lucrează în domeniul economic-financiar. Mulțumesc! Din partea PMP? Nu avem propuneri. Vă mulțumesc mult, domnule Palas. Din partea Pro-România? Nu avem propuneri. Vă mulțumesc! Deci avem o singură propunere, domnul Pascu Lucică Ilie.
Da. Vot, vă rog, dragi colegi. Deci avem 20. Dragi colegi, vom închide votul. Avem 26 de voturi pentru, 4 voturi împotrivă și 5 dintre dumneavoastră nu au răspuns votului. Vă mulțumesc mult, proiectul a trecut cu 26 de voturi. Următorul punct de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Județului Constanța în cadrul adunării generale a Asociației Grup Local Dobrogea Nord. Îi voi ruga pe colegii de la Partidul Național Liberal să facă propunere dacă au. Partidul Național Liberal. Mă auziți? Partidul Național Liberal îl propune pe Costel Ilie. Vă mulțumesc. Colegii de la PSD? Fără propuneri. Costelin Ilie. Colegii de la USR? Nu avem propunere, mulțumim. Și eu vă mulțumesc. PMP? Nu avem propunere. Pro-România? Deci avem o singură propunere pentru proiectul numărul 5, domnul Costel. România, domnul Răzvan Filipescu. A, și domnul Răzvan Filipescu, din partea Pro-România. Deci avem două propuneri, Costel Cătălin Ilie și domnul Răzvan Filipescu. Da? Avem votul. Da. Vă rog. Sunt colegi care nu au putut vota? Încheiem votul. Rezultatele sunt în cazul domnului Costel Cătălin Ilie, 24 de voturi pentru, 3 împotrivă, 7 nu au răspuns, iar în ceea ce îl privește pe domnul Răzvan Filipescu, 6 voturi pentru, 6 împotrivă și 22 de persoane nu au răspuns. Proiectul a trecut. Domnul Costel Ilie este reprezentantul Consiliului Județean în cadrul grup local Dobrogea Nord. Mergem la punctul 6 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind modificarea HCJ Constanța numărul 203 din 27 august 2020, privind aprobarea Comisiei pentru concursul de proiecte de management la Centrul Cultural Județean Constanța, Teodor T. Burada. Vot, vă rog, domnilor colegi.
colegi care nu au putut vota? Proiectul a trecut cu 30 de voturi pentru. Vă mulțumesc. Proiectul numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza SF DALI aferenți proiectului restaurarea și punerea în valoare a sitului arheologic Cetatea Histria. Vot vă rog. Vă mulțumesc. Proiectul a trecut cu 33 de voturi pentru. Mergem mai departe. Proiectul numărul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului dotarea Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanța în vederea consolidării capacității de gestionare a crizei COVID-19 și a indicatorilor tehnico-economice aferenți. Vot vă rog. Abia acum va apărea votul pentru punctul 8. A apărut. Da? Numai puțin, acum vă rog. Mulțumesc mult. Proiectul a trecut cu 32 de voturi pentru. Proiectul numărul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului dotarea Spitalului Clinic Județean de Urgență Sfântul Apostol Andrei Constanța în vederea consolidării capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 și a indicatorilor tehnico-economice aferenți. Dăm drumul la vot. Vot, vă rog, dragi colegi. Dacă se poate să mai trimit o dată și mie să votez, pentru că am apăsat un buton din greșeală și am... Domnul Oprean, rugămintea este să vă deconectați și să vă reconectați la aplicație pentru a putea vota. Da, primisem și eu fac și asta, dar primisem și din greșeală am respins-o eu, dar ok, mă deconectez. Dacă îmi permiteți, să știți că există și o soluție pentru a evita conectarea, reconectarea. Aveți în bara de jos un meniu cu 3 puncte. Dacă apăsați pe el, vă apare un dialog unde aveți un buton sondaj. Deci de fiecare dată când căutați sondajul, puteți intra în dialogul ăsta, apăsați pe sondaj și vă apare sondajul. Treizeci și cinci.
Proiectul a trecut cu 35 de voturi pentru. Vă mulțumesc mult. Următorul punct, punctul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii bunului imobil clădire C6, stație de clorinare, situată în incinta imobilului Gospodăria de Apă Limanu, din domeniul public al județului Constanța, în domeniul privat al județului Constanța și desființarea acestuia prin demolare. Văd, vă rog. Colegi care nu au reușit să voteze? Nikita, să ved, nu știu, am să vorbesc cu Cătălin. Da, am vorbit cu Cosmin. Proiectul a trecut cu 33 de voturi pentru. Vă mulțumesc mult. Următorul punct de pe ordinea de zi, numărul 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței Comisiei Tehnico-Economice din cadrul Consiliului Județean Constanța și a Regulamentului de Organizare și Funcționare a acesteia. Aici avem de desemnat. Odată președintele Comisiei Tehnico-Economice se facă propuneri pentru președinte ca să aibă timp să ajungă să completeze. Am să vă rog pe reprezentanții partidelor politice, o să încep cu Partidul Național Liberal, să faceți propuneri pentru președinția acestei comisii. Propunerea Partidului Național Liberal este domnul Stelian Gimă. Partidul Social Democrat? Nu. USR, vă rog. Nu avem, mulțumim. PMP, domnul Palaz. Nu avem. Pro-România. Vă mulțumesc și vom avea pe aia. În cazul acestui proiect vom avea două buletine de vot. Inițial se va vota președintele, după care vom avea un vot pentru reprezentanții în cadrul comisiei, alte două persoane. Putem să votăm pe rând? Da, să votăm întâi pentru președinte. Bun, colegii de la tehnic vor da drumul la votul pentru președinția acestei comisii. Văd, vă rog. În cadrul acestui vot avem 30 de voturi pentru, niciunul împotrivă și 6 abțineri. Și vom trece la al doilea buletin din cadrul acestui proiect. Este vorba de numirea a doi membri, consilieri județeni, în cadrul acestei comisii. Am să rog reprezentanții partidelor să facă propuneri de cau, Partidul Național Liberal. Partidul Național Liberal. Propunerea este doamna Gianina Ionela Topolov. Doamna Gianina Ionela Topolov. Colegii de la PSD? Nu. Colegii de la USR? Din partea USR Plus îl propunem pe Eduard Nedelcu și vă dau numele aici în chat. Eduard Ilius Nedelcu. Vă mulțumim. PMP? Mulțumim.
Sau degeaba, Pro-România? Nu. Colegii de la tehnic, putem da drumul la vot? Deci doamna Topolov, Janina Ion. Ai scris? Colegii de la tehnic vor da drumul la vot acum. Vă rog. Cei doi colegi au acumulat, doamna Topolov, 27 de voturi pentru, domnul Nedel cu 20 de voturi pentru. Proiectul a trecut. Vă mulțumesc foarte mult. Mergem la punctul 12. Proiect de hotărâre privind stabilirea numărului și cuantumului burselor școlare aferente anului școlar 2020-2021 pentru elevii care frecventează cursurile instituțiilor de învățământ special. Vot, vă rog, dragi colegi. Proiectul a trecut cu 32 de voturi pentru. Vă mulțumesc. Punctul 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei speciale pentru furnizarea datelor cu caracter personal la nivel teritorial de către Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Constanța pentru anul 2021. Vot, vă rog, dragi colegi. Proiectul a trecut cu 32 de voturi pentru. Vă mulțumesc mult. Vă mulțumesc. Punctul 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor speciale pentru activitățile de stare civilă și evidența persoanelor prestate de către Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Constanța în anul 2020. Vot, vă rog. Colegi care nu au reușit să voteze.
Da. Încercați varianta clasică sau cea propusă de domnul Enciu? Nu merge cea propusă de domnul Enciu. Încercăm varianta clasică? Da. Vă rog. Mai sunt colegi care nu au votat? Ok, proiectul a trecut cu 33 de voturi. Vă mulțumesc mult încă o dată. Punctul 15. Proiect de hotărâre privind modificarea programului cu obiectivele și lucrările de drumuri și poduri pentru anul 2020, finanțate din bugetul județului Constanța. Vot, vă rog, dragi colegi. Avem 31 de voturi pentru și 4 colegi care nu au reușit să voteze. 3. Avem 32 de voturi pentru. Vă mulțumesc foarte mult. Proiectul numărul 16. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții a Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța în reorganizare, în Judicial Reorganization and Redressment, pe anul 2020. Vot, vă rog, dragi colegi. Cu un mic decalaj pentru că tehnicul... Da. Vot, vă rog. Avem 32 de voturi pentru. Vă mulțumesc mult. Proiectul a trecut. Numărul 17. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și modificarea listei de investiții pe anul 2020 pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Sfântul Apostol Andrei, Constanța. Vot, vă rog. Sunt colegi care nu pot vota. Avem 31 de voturi pentru. Vă mulțumesc foarte mult. Proiectul a trecut. 18. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și modificarea listei de investiții pe anul 2020 pentru Spitalul Clinic de Pneumofiziologie Constanța. Vot, vă rog, dragi colegi. Proiectul a trecut cu 32 de voturi pentru. Vă mulțumesc mult. Proiectul 19.
Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 de la Teatrul pentru Copii și Tineret Constanța, Căluțul de Mare. Văd, vă rog. Avem 33 de voturi pentru, vă mulțumesc foarte mult. Proiectul numărul 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții, precum și modificarea programului de evenimente culturale pe anul 2020 pentru Teatrul de Stat Constanța. Văd, vă rog. Vă mulțumesc foarte mult. Avem 31 de voturi pentru. Proiectul 21. Proiect de hotărâre. 32 de voturi pentru. Proiectul numărul 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de evenimente culturale pe anul 2020 pentru Muzeul de Artă Constanța. Văd, vă rog. Proiectul a fost adoptat cu 31 de voturi pentru. Vă mulțumesc foarte mult. Numărul 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 pentru Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța. O să vă rog să aveți puțină răbdare, este un... S-a rezolvat. În câteva secunde vă va apărea și votul. Nu a apărut sondajul. Da, a fost un mic decalaj, acum va apărea votul. Avem 31 de voturi pentru, o abținere și 3 colegi nu au răspuns. Proiectul a trecut, vă mulțumesc mult. Proiectul numărul 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de evenimente culturale pe anul 2020 de la Centrul Cultural Județean Constanța, Teodor Vrada. Da. Acum apare sondajul. Și acum aveți votul.
Pentru acest proiect avem 31 de voturi pentru, un vot împotrivă, o abținere și doi dintre colegi nu au răspuns. Vă mulțumesc mult, proiectul a trecut. Mergem la proiectul numărul 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 pentru Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Constanța. Pentru acest proiect avem 34 de voturi pentru. Vă mulțumesc foarte mult. Ultimul proiect de pe ordinea inițială. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli și a listei obiectivelor de investiții ale județului Constanța pentru anul 2020. Văd, vă rog, dragi colegi. Vă mulțumesc foarte mult. Proiectul a trecut cu 31 de voturi pentru. Și mergem la cele două proiecte de pe ordinea suplimentară. Proiectul numărul 26. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Constanța. Aici o voi ruga pe doamna secretar să ne ajute cu partea juridică. În cadrul acestei comisii, dacă nu greșesc, avem un membru care este de drept, în persoana directorului general al Direcției Generale al DGSPC. Greșesc, doamna? Nu, nu sunt membri de drept, de aceea nu votăm cu buletine de vot. Sunt reprezentanți ale instituțiilor care sunt nominalizate în hotărârea de guvern care reglementează componența Comisiei pentru Protecția Copilului. Adică președintele este secretarul general al județului, vicepreședinte, directorul general al direcției și membrii sunt reprezentanți al instituțiilor pe care le aveți proiectul de hotărâre. Având în vedere că a fost eliberat din funcție domnul director Dinică și a fost numită în funcție doamna Răducu Carmen, este normal să înlocuim vicepreședintele cu actualul director al direcției. Văd, vă rog, dragi colegi. Deci e o formalitate. Efectiv, o formalitate. Proiectul a trecut cu 31 de voturi pentru, o abținere și doi colegi care nu au răspuns. Vă mulțumesc foarte mult. Și ultimul punct de pe ordinea de zi, proiectul numărul 27. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Constanța în Consiliul de Conducere al Fundației Județene pentru Tineret Constanța. Aici, domnul președinte Mihai Lupu face trei propuneri către noastră și vă voi spune nominal, vă voi da nominal cele trei persoane. Discutăm de domnul Marian Țuțuianu, consilier pe probleme de tineret în cadrul Direcției Județene de Sport și Tineret,
domnișoara Diana Ionescu și domnul Dragoș Frânt. Aș face un singur coment la acest proiect, înainte de a solicita și grupurilor partidelor politice dacă au propuneri. A se ține seama de faptul că cei pe care îi propunem nu trebuie să fie membrii de partid. Așadar, Partidul Național Liberal, aveți propuneri? Nu. Nu. PSD? Nu. Nu, vă mulțumesc. Colegii de la USR? Din partea USR Plus o propunem pe domnișoara Corina Iancu. Este studentă la Universitatea de Drept din București, a fost vicepreședinte al Asociației Elevilor din Constanța și reprezentanta al elevilor în Consiliul de Administrație și momentan e vicepreședinte al Federației Tinerilor din Constanța și membră în Asociația Studenților în Drept. Mulțumim! Vă mulțumim foarte mult! Colegii de la PMP? Nu avem! Vă mulțumim! Colegii de la Pro-România? Deci noi! Vă mulțumim foarte mult! O să vă rog pentru ultima dată să mai aveți puțină răbdare pentru a se pregăti buletinul de vot, care va conține toate cele patru nume. Vot, vă rog! Domnule vicepreședinte, la poziția numărul 3, la domnul Marian Țuțuianu, este o greșeală de redactare, presupun. Este problema cu diacriticele, exact asta am observat și noi. Este efectiv o problemă. Se dorește să reface buletinul de vot fără diacritice? Nu, doar am adus la cunoștință. Nu e caz. Vă mulțumim. Dragi colegi, vă mulțumesc. Avem în felul următor. Vă voi da în ordine descrescătoare. Domnișoara Diana Ionescu, 27 de voturi pentru. Domnul Dragoș Frâncu, 26 de voturi pentru. Domnul Marian Țuțuianu, 22 de voturi pentru. Și domnișoara Corina Iancu, 13 voturi pentru. Înainte de a declara ședința închisă, vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru răbdarea de care ați dat dovadă și de faptul că ați participat la această ședință și profit de ocazie să vă urez alături de toți colegii din Consiliul Județean, în primul și în primul rând, multă sănătate și în al doilea rând să aveți sărbători așa cum vă doriți. O zi bună! Sărbători fericite! La revedere! La revedere! La revedere, sărbători cu bine!